Asta e un semnal, na, al nesuferinței. Ia uite aici. Ia uite, nebunule. Poți vă. Uite, Weed, ai în față frica mea. Asta e frica mea. De ce? Știi la ce mă refer, nu? Da, nasul lor în fundul tău. Nu, mă. Nu. Nu nasul, nu căcatul de la bot. Uite la linia părului. Aaaa! Tu n-ai frica asta? Pimp, nu ping pong, minge de tenis. Minge de tenis. Eu am avut vis în care dăm cu mâna așa prin cap și simțeam... Același vis am avut. Același vis. Bă, sincer, hai să facem un pact acum. Dacă o să am părul ăla așa... Te omor. Îți iau viața. Nu. O să mă apuc să mănânc toate prostiile, nu mai îmi pasă de nimic. Ah, poți să devii da. Purcel... The whale. Ok, the whale. Haide, și eu, facem un pact, dar eu mâine, poimine. Nu s-a pus mâine, pactul. Mâine, poimine, mă. Bă, am vorbit ceva cu el, nu cred că contează, că e un mare boș. E un mare boș, boșul. Și iese și căcat din, mă rog, șuvoaiele alea. Da, da. Hai acum, să vedem unde trebuie să mergem. O, domnule, v-ați ras. Nu, unde e fi? Avem nevoie de fi. Dar nu vezi bine? Nu mai știu unde trebuie să merg. Că știi că ai nevoie de ochelari? Objective, aici. To reach Zelda, you must enhance your sword using the sacred flame of the three provinces. Nu, da, care e opinia ta despre ochelari? Crezi că estetic te ajută să arăți mai bine? Cred că în cazul meu nu. Dar de ce? Eu dacă cred ai că o față lungă, da. Dacă ai fața... Tu știi cum îmi stau mie ochelarii? Fiind am capul mare, astea, bețele de ochelari, cum se numesc, picioarele... Da, ramele. O iau în col, așa. Și dacă, păi, dacă tu te uiți din fața mea, purtând ochelari, eu să am așa două lentile. O să fiu un profesor nebun. Exact. Da, mă, nu. Deci, singurii că... Da, se întâmplă asta dacă ai ochii apropiați. Ca vărul ăsta, lui Harry Potter. Uh-huh. El are ochii așa. Știi? Îl știi? Vărul Harry Potter. Da. Ah, gata, știu. Care, apropo, a murit actorul ăla. N-a murit. Nu? Nu, mă, n-a murit. A slăbit acum foarte mult. Deci noi îl știm în Harry Potter, Chubby, da? Da. Și stătea super bine așa. Trebuie să recunoști. Unor oameni stă bine Chubby. Acum arată bolnăvicios, că e slab, nu? Nu, că arată bolnăvicios. Arată, zici că are probleme cu capul. Deci i-a rămas capul așa, suveică, așa. Suveică? Suveică. Uite, wow! Mamă, fii atent. Și arată foarte prost. Lui i-ar sta prost cu ochelarea asta, vreau să zic. Dar uite, dar mie, un om care are capul square, poate să mutăm acum. E Pedro Pascal. Dacă îl vezi din semi profil arată bine, dacă îl vezi din fronter staff, el are capul așa pătrat. Ah, știu, da, am văzut capul. Și lui, el poartă ochelari. Și îi stă bine cu ochelari. Îi stă ok cu ochelari. Prefer fără. Da, ok, mai bine fără. Na, dar îi stă, are fața normală pentru ochelari. Nu știu ce crezi tu despre tine că nu ți-ar sta bine. Am uitat într-o mare găoace. Da, văd. Noi acum ne plimbăm prin colon. Da, crezi că așa vede căcatul când e pe cale să iasă? Știu. Am vrut să nu începem conversația asta, dar uite, totul duce la rahat. Faze că chiar aș avea nevoie de așa. Eu singur mi-aș face inspecție la colon. Singur aș nota așa. Păi ai nevoie decât un full tunel, o mică cameră în vârf. Ghișe, chiar pe aici trebuie să o luăm. Deci e bine că l-a luat prin găoace. Da, bravo. Furtunel. Știi ce mi-e frică la furtunelul ăla? Că tu trebuie să faci curbe prin... Și ți împinge așa, ți împunge colonul, nu? Ah, da, da. Pentru că e moale. Ți-ai prins vreodată părul la duș, în furtunul de la duș? Ce păr? Ai dușul și se învârte prin jurul tău, da? Da. Dar dușul are un furtun format din inele de metal, deci, sau ce-o fi ale, de ceapă, da? Inele de ceapă. Inele de ceapă. Nu știu dacă are sens să mai continui. Ba da, ba da, am înțeles ce. Pe scurt, când se îndoaie furtunul, se unesc inelele alea și îți mai prinde cât un păr. Da, da. Mi s-a întâmplat, da. Da? Da. Bine. Asta e întrebarea mea, nu pot să urc. Atât? Sigur? Nu mai vrei să zici nimic? De ce nu pot să urc? O să mor tânăr. Gata, mergi. Am speriat pe Link. Deci. Da, așa. Este un puzzle de tip Zelda. Clasic. Zi-mă cu părul. Ai zis da, ok. Deci ți-ai prins părul în duș. Asta e tot ce te-am întrebat. Nu am zis să... Nu. Am crezut că mai urmează ceva de genul când eram în duș ieri și mi s-a întâmplat asta. Nu și ieri, am smuls. Eu nu mai folosesc duș acum. Când erai mic aveai păr? Uite și tu, nu pot să mă prind din apă. Trebuie să ies la suprafață și după aia.
Și da, aveam păr când eram mic. Johnny Sins pentru o zi, vrei? Nu. Nu vreau weed. Ce-s bolnav? Nu am timp să învăț să devin și doctor și inginer și avocat. Păi nu, îl prinzi într-o zi în care doar livrează pizza. Pizza. Da, ok. Bă, chiar sunt atât de aproape să livrez și o pizza la Glovo. Că nu am de muncă, știi? Și îmi trebuie de muncă. Da, mă, da, m-am înțeles. Și ce muncă mai bună decât? Mi-a șoptit cineva, chiar tu, că faci un joc. Ah, da, fac un joc. Și crezi că jocul ăla o să mă oprească să livrez pizze? Da. Am nevoie să livrez pizze. E tu ești genul ăla care dacă livrează... Auzi, mă? Ananasele. Crezi că există un livrator care e atât de pofticios încât trebuie să-și bage el nasul puțin în preparate? Sunt sigur că sunt multe cazuri. Bag mâna în foc. Scuză-mă că te-am atins cu piciorul la picior. Știi ce? Chiar eu îi bănuiesc pe livratori că mai au din cartofi. Cartofii chiar poate să lipsească 2-3 și să nu-ți dai seama. Și au 7 comenzi. 2-3 de la tine, 2-3. Exact, 2-3 de la fiecare cele 7 comenzi. Păi îți fac un super meal. Poți să uiți în ochii mei și să zici: Jang, îmi place jocul ăsta, promit. Jang, îmi place jocul ăsta, promit. Sigur. Da. Deci nu te plictisește că încerc acum să găsesc modalități de a ajunge sus în copac? Nu. Mi se pare un joc super mișto. Ai fi în stare să jucăm toată ziua asta? Da. Deja jucăm de 2 ore. Știu. Dar atunci foarte frumos. Deja jucăm de 2 ore și m-am plictisit și nu mai îmi place. Știam eu. Nu am, tu ai place. Ceva, ai un nu. Secret care nu zici. E un secret ascuns. Bă, n-am niciun secret, sincer. Cum ți se pare că arătați ca ăla? Ai vrea să-mi vezi ce îți făcut? Aș vrea să punem un pariu. Am mai făcut noi un pariu, dar tot pe un Zelda, cred. Pe o Zelda. Să spui piersuri în sfârcuri. Promite? Da, da, da. Nu știu dacă ai lăsat pe e video. E ceva ce ai zice tu. Nu știu dacă ai lăsat pe video sau ai tăiat. Că probabil vedeau. Nu. Apropiații. Am lăsat. Pe tot ce vorbim, las. Uite, i-am spart scutul, ceea ce e bine. Acum în România... Bă! Mamă, ce m-a speriat! Venea spre noi. Mă sperie fața lui. Așa... Am dat rol. Doamne, ce față are. Nu te sperie? Puțin, dar de ce? Toată mare. Te-am mâncat. Știi ce înseamnă asta? Da. Înseamnă că putem să nu zicem nimic până ajungi tot acolo, nu? Glumesc. Da. Revenim iar. Mamă, tăiem prea mult. Da, nu e bine să tăiem. Așa, am ajuns din nou aici și uite, numai ăla. Deci ok, l-am omorât, acolo am căzut noi. Asta nu se mai repeta încă o dată. Și ce mișto? Să te arunci așa doar de fază, din nou. Hai, și putem să tăiem episodul de acolo, știi? Da. Apropo, de când am început ăsta? Uite, mă, în sfârșit, în sfârșit. Uite, acum pot să mă arunc dacă vrei. Stai. Poșghiț, da, să luăm de aici. Ce uite, ai văzut ceva? 19 minute. Mai stăm puțin de tot, nu? Mai stăm un pic, hai. Un pic. Ok, aici puteți face ce vrem, că am salvat. Easy peasy. Cum să omorâm pe mamaie? Hai să vedem. Oh, și-a dus babele! Când ține așa, trebuie să le tai așa. Când ține așa, le tai așa. Pe cam dojo e. Ia uite-o. Asta e în sus? Am venit la bogăteria Jamilei. Care din alea? Aia albastră, bineînțeles. Bă, doar ce... Invers. Ce prost. L-a omorât cu spatele. Ai înțepat invers, așa știi? Lilieci. Ok, am ceva de ha... De hack-ul lor. Ce? Devine de hack. Uite, îi împing înapoi. Da, le dau doar ceva prematur... Doar ceva temporar. Da, trebuie să-i tai cu cabea. Nu trebuie, de ce nu i-ai tăiat de la început? Ai trebuie să-i impun cu apă. Pentru că mânjesc lama degeaba. Ai trebuie să mă arunc cumva? Da. Promit că nu trebuia să fac asta. Părinții tăi cred că... Observ că e de la... Vezi? Da, păi mai devreme ce am testat. Părinții tăi cred că eu vin o dată pe săptămână la tine să filmăm. Doar nu filmăm, ci te torturez. Îți prind mâna în ușă. Te atinge? Păi ok, și dacă nu trebuie să te arunci pe acolo, unde trebuie? Pe unde trebuie să iei? Eu ne vedem, cred că în găurică asta... Nu în găurică. Nu, că e doar... Acolo iei ceara de la babele din ureche. Seamănă cu o ceară de ureche. Oh! Stai mă, asta de ce e live? Mai speria matale. Stai bre acolo. Niciodată n-am înțeles de unde vine bre. Că și eu am stat la țară la maică mea.
Și acolo se vorbește cu bre. Bre, da. Da. A fost o perioadă când eram mic. Nu la toate țările se vorbește cu bre. Știu. Și am zis și eu bre. Și după aia n-am mai zis. Bre tata e, bre mama e. Ce faci bre? Dar nu... E ca un fel de dă-i dem, știi? Da. Mă identific ca bre. Bre brem. Bre. You have reached the top of the bre. Ți se pare disrespectful să zici bre? Dacă lor le place și așa se orientează ei sexual, de... trebuie să le zici bre. Bre sexualule. Bă, bre sexualule. Uite un kiwi. Wow, căpușă. Look up there. Chiar că e ceva nespălat kiwi de la kiwi. Da, kiwi. E un kiwi, kiwi rasta. Rastafarian. The sounds we have been hearing. Deci el, deci noi auzeam lui sfurăiturile. Așa. Și acum cred că trebuie să-l trezim, că doarme, nu? Păi are ochii deschiși, cum doarme? Nu are ochii deschiși, e o mască. Două linii ca broc. Broc, Ovidiu, ai grijă ce zici. Broc. Ai grijă cu ce oameni vorbești urât. Ia, ești gata? Dacă îl desfigurăm din greșeală și se termină jocul. Îi strâmbi nasul. Mamă, dacă cădea din cauza noastră și murea. E și înțelept, văd, care... Who's it? A real life human. A real life human, man. Haven't seen one in a while. Jamaican, huh? They used to call me Yerbal. The Kiwi Hermit. I watch over the forest. I promise... Ei sunt cu Davudu. Davudu. Te duci Davudu, welcome to Davudu. Oh yeah, Davudu, you know? American. Faror's Flame. Asta trebuie, tot tipul văd numărul ăla, vreau să ajung acolo. Da, da. Yes, Faron, yes. In 15 minutes of gameplay, you will get there. Yeah, yeah. The goddess gave the flame to the water... Nu mai înțeleg nimic. Deci... The flame to the water dragon, a great spirit... Ești demețit, așa e. Păsărele pe la cap. She left the flame in the... care of the if water dragon. If she let the flame. Este să mergem water dragon. Acum, asta e alt accent. If she let the flame, man. Asta e. Alt. Asta e. Abia asta e. The mighty dragon. The mighty dragon. Asta e rus. Da. The dragon. The one from the sky. Eu sunt the one from the sky. Și cei care sunt râriți? Eu sunt cel despre care spun legendele. Ceva indesimțit erou. Despre mine vorbesc. Uite, acolo trebuie să ajungem, în gaura aia. S-au făcut în total 5 poezii. The flame there. Se arată 4, știi? The flame is in the water. There's a plumber problem. Deci era prost? The flame is in the water. Deci trebuie să dau... Cred că trebuie să dau cu sabia în poarta asta și gata, se rezolvă. Se rezolvă. Și termin jocul. De pe momentă de simbol care... Da mă, o să dau un Skyward Sword. Ridic așa sabia în sus, după aia dau așa. Și că ai fost Becalici. Da mă, le dau eu un Skyward Sword. Stai cum râdea Becalici așa. Ultima oară când... Da, așa râdea. Mă știi? Bă, dar toată lumea l-a imitat pe Becalici. Era o vreme interesantă. Era o vreme chiar super interesantă. De a te uita la televizor. Ce trebuie să ajung aici, da? Oare cum pot să ajung? Aici, stop. Ia zi, bă! Bă, bă, bă! Încerc să-mi aduc aminte cum era... Ah, știu! Bă, ha, ha, le, rog! Bă, bă! Acum toată lumea l-a dat uitării pe Becali, știi? Dacă, totuși, am fost de curând la aeroport și trec pe la aviatorilor, prin fața casei lui Becali. E plin de oameni care stau acolo, plin. Really? Oameni cu căruciorul, oameni care fac așa, care stau și să-i vină pe care să-i dea ceva. Au! Bă, da, acum știi că am citit o știre acum cu Becali. Să ne dăm întâlnire. Să fie locul, da. Să fie locul ăsta de întâlnire în fața la casa lui Becali. Și că plătește super mulți bani ca să-și brodeze pe căciulă cruce. Dar își face o cruce aici pe căciulă. De ce nu vorbești cu fratiu? Să-i brodeze el. Îți dai seama că primul gând ăsta a fost. Vreau și eu bani. Hai, pa! Mă, pe bun, dacă nu... 40 de minute pe ceas am stat la prostul ăsta. Da, mă, și se întâmplă când ești constipat. Look around. Nu vreau să mai calc cabou, cred că încolo trebuie să o luăm. Da. Sau, mădura o statuie. Fiat. I'm so genius. Uite, vezi statuia de sus? De jos? Stop! Oh.
Ah! Eram sigur că o să aruneci, că am văzut-o de acolo, venind. Bine, mă, venind. Venind. Ești ca o viperă. Rar. Cei care cântau astea, versurile astea în anii 2000. Și aibă coreografia asta. Ești ca o viperă. De parcă vipera are ghiare, știi? Tocmai nu era, nu era nimic de viperă în coreografia aia. Dar nu puteam să facă cu limba. Și că viperă. Viperă. Cumva și cu mânuțele. E mai mult a hamster, așa, știi? Da. Viperă. Trompă de elefant, știi? Bă, gândește ce animal deadly ar fi dacă elefantul la trompă ar avea un șarpe. Un ac. Da. Da, un da, ac de albină. Și se uite, elefantul se uită fix în ochii tăi când te înțeapă cu acul așa. Cu toată puterea lui de elefant. Da, știi? Da, cumva tropa era mai ușor de manevrat. Că acum ai văzut ei, elefanții erau doar așa. Nu mai sunt ce au fost nici elefanții. Dar să fie un fel de manevrabilitate de șarpe trompa aia, așa, știi? Așa. Mamă, și mereu ai o manevrabilitate ca elefant. Mereu ca cu săgeata la darts, așa. Mereu înțepi fix în ochiul omului. Tot ochiul, pac, în cornee, în retină. Și în ac venind, da sau nu? Da. Mamă, niște Dumnezei foarte răi, știi? Da, pune ea și venim. Doi zei, de fapt. Da, foarte răi. Unul era rău și celălalt doar aproba și era... ăla... Știi cum sunt personajele alea clasice? Unul e liderul și unul e la tărâmb. Tărâmbul, da. Da. Da, personalitatea lor să spună mult, să-i dea de gol. Unul din noi e rău, altul e bun. Ghici care? Se joacă cu forme. Se joacă cu forme. Are un cilindru și îl bagă la triunghi. Da, și venin în vârful trompei. Da. Nu cred că e ideea așa bună, ăla bun, știi? Care face un cub Rubik. După calculele mele, ideea aceasta este 99.9% proastă. Și se închide un ochi. De ce trebuie să-i pui care probleme? E deștept. Păi nu, e deștept tocmai pentru că îi se întâmplă multe în creier. Are un tic nervos. Okay. Asta e un semn al... Na, al nesuferinței. Ia uite aici. Ia uite nebunule. Poți tu crezi că o să ajungem undeva cu umanitatea încât... Deci eu vreau să-ți arăt ceva și... Gândi că suntem ca niște zei, știi? Și vreau să-ți arăt prototipul ăsta de elefant. Și ți-l fac așa, în fața ochilor ți-l fac hologramă. Uite-mă, vrezi? Vezi? Genul ăsta de chestie. Ce? Stai așa. În tot invers. Și le-i de trompă. După aia lasă cadă. Am un problem cu designul tău. Da, dar ce zici de asta? Da, știu cum să omorăm pe ăștia. Da. Însă... Trebuie să îmi dai o bombă. Prostule, tâmpitule! Mamă, ce prost e! Gândește-mă, cum să fie așa de prost, e? Da, mă, nu știu. Se mai întâmplă cu tăia. Fii aici. Aha. Dung beat. Hai, dă-mi mine! Dung beat, man! Alo! Bă, știe! Promit că știe. A, nu mai contează că bomba... Degeaba știe, știi? E ca afară fie că hârtie bombă, știi? Da. Jocul ăla, clasic. Cu cockroach. Dacă ridicăm sabia în slăvile cerului... Hai mă, dar de ce nu ridici? Stai așa, acum. Tot am impresia că îți pâlpâie viața și am impresia că îți iei damage over time, știi? Ce faci? Da. Nu știu, nu funcționează. A, aici. Cu zârâ. Două săbii. Încearcă cu ambele mâini. Ovidiu, mă duce aminte de episodul 1 din Star Wars, când Qui-Gon Jinn vrea să-ți facă ușa unde erau... A, Qui-Gon! Unde erau vicerege de la separatiști. Da. Și nu reușea. I-a arătat lui Obi-Wan cum se face. Ai văzut de la Disney sabia laser? A avut... Da. A avut de-aia, ca Steve Jobs, cum îi zice. Prezentare. Ai văzut sabia? Mm-hmm. Super tare, nu? Da. Și un iepure, robot. Oare așa trebuie să fac? Da. Promite că asta e. Nu. Care-i de semnul? Stai așa. Fii! Semnul nu poți să-l faci aici. Stai că frână azi. Păi am făcut...
Draw the missing portion of the symbol. In real life. Care e missing portion de aici? Portion? Da, deci e simbolul ăsta, da? Cercul din de la ăla, trebuie să faci un cerc, o bobiță. Ok, deci din lună semi s-o fac full, da? Eu îmi bat joc acum, adică nu că îmi bat joc, dar mă dau cu presupusul și s-ar putea să îndreptate. Stop! Ce? Cred că știu. Gata? Cred că știu. Pe undeva trebuie să fie tot semnul ăla, nu? Da, dar unde? Asta este întrebarea. Dacă aș fi bobiță, căcatule. Sunt un mor, nu? După copac e o bobiță. Da, e un căcat destul de cear de urechi. Bun. Uit, cred că știu, cred că ai dreptate. Hai, fă bobița. Deci, țâc. Tu n-ai știut ce să mănânci, să mai stai cu viața aia doi țățâni. Țățâni, a? Da. Deci completăm aici, da? Da, fă bobiță. Gen, să închidem aici, zici tu, nu? Da. Pe ce e, frate? Dacă nu, mai am un plan. Oh, chiar se simte driftul, grav. Du-te driftul de aici. Uite, nu stă pe loc. Din cauza la driftul meu, știi? Dacă nu, fii atent aici. Continuăm pattern-ul. E și asta o chestie. Pe care pattern? Uite asta. Păi așa am zis prima dată, să faci o bobiță înăuntru. Promite că ai zis să faci. Nu, dar să o unești. Vezi? Cerc, cerc ziceam. Cerc ziceam să faci. Și jocul a zis, știi ceva, lăsăm așa, știi e ceva, bine, ca în, ca în America Express. Mai devreme făceau un elefant cu ac trompă. Hai să le dau asta. Hai să ne prefacem că suntem la, la America Express aici, vrei? Hai. Hai. Ne luăm copyright că fredonăm asta? Mănâncă și tu perele alea. Păi de asta fac mai aici. Bă, am... Giardia. Am nevoie să mă duc la toaletă. Da? Da. Păi oricum trebuie să închidem asta. Episodul? Da. Mă, nu vreau. Știu, dar ai nevoie la toaletă. Așa e. Te-ai căcat vreodată pe tine aici? Dar m-am dus repede la baie după aia. Ah, așa e ok. O să te las puțin singur, da? O să sar în apa asta cu credință. Ai ratat! Am văzut! Nu ai văzut. Ba da. Uite! Uite, da. Bun. Știi că săritura asta te-ar omorâ, realitate, ți-ar suci gâtul. Da, mai ales la splină. Îți sparge spina. Da. Lake Floria. Cât sunt florile? Aici sunt, oricum. Aici venim. Da. Și facem baie. Facem florile aici, da. S-a deschis, uite, o nouă parte din hartă. Yeah. Nu te enervează că e acum un trend. Când te uiți la un joc nou sau când ți-arăt ceva un joc, mereu o să zică, uite cât de mare e harta. Ba da, ba da. Și ți arată mereu cât de mare e harta de parcă. Inclusiv cu cel mai recent release Hogwarts. Ți arată, po, e huge. Da. Și niciodată nu e chiar așa. Chiar dacă arată mare, ești limitat unde poți să mergi. E bine până la urmă? Da. A, stai mă, că trebuie să ține apăsat. Da, trebuie să ține apăsat pe A ca să mă duc cu alumea. Mereu uit. Boală de asta. Excuse me, sir. Am boală de bube. Nu, boală de aer, dacă nu mai aveai ce să respiri. Doamne. Beșintaș. N-aș fi crezut așa ceva. Dar fric. Ce dihor e ăsta? Ai zis cumva Beșintaș? Da. Echipa lui Hagi pe care a intrat-o în Istanbul. Another human, deci mai fost un om pe aici. Băi, eu... Cred că e un... Cred că Zelda a fost pe aici. Da. Cred că ăsta e un predecesor al... Sugacilor. Sugacilor. Cred că din el a fost născut Birdul ăla. Nu mă. El e un precursor al lui Zora. Știi rasa Zora? Da, Zora de Explorer. Bine, data viitoare 2-0, eu sunt Jang, le Weed. Noi sunt 2-0. Mă duc acum să fac o mare căcare și sper... Scrieți în comentarii să rămână weed până după ce mă cac. Când ies din baie să-l găsesc fix aici. Hai, pa! Bine! Pa!